Am revenit a doua parte a emisiunii noastre în care discutăm despre multe probleme din administrația publică locală, alături de liderul PNCCD Buzău, domnul Cătălin Avramescu. Bun, încă un subiect. Haideți să vorbim despre ceea ce urmează să se întâmple la podul Mărăcineni, lucrările în debutul șantierului încă reprezintă o nebuloasă. Nu se știe o dată concretă la care acea cale de rulare ce trebuie reabilitată va fi închisă, astfel încât partea cealaltă de pod va prelua tot traficul dus și întors, legătura între Muntenia și Moldova. Vă dați seama cu ce și anume consecințe. Avem un material, explicațiile sunt destul de clare din partea poliției și dorința din partea poliției este destul de clară de asemenea. Și anume să se amâne începerea acestor lucrări până după sărbătorile pascale. Altfel vom avea blocaj total în zonă. Urmărim materialul, după care revenim. Zilele trecute, firma care va efectua lucrările la podul Mărăcinene a înaintat o nouă documentație tehnică pentru a primi aviz de la IPJ. Prima solicitare a fost respinsă pentru că drumarii nu au ținut cont de cererea poliției rutiere de a instala semafoare la intrare și la ieșire de pe pod pentru momentul în care circulația se va desfășura pe partea de pod neafectată de șantier. Noua documentație a intrat deja în analiza poliției. Firma care este agreată de compania de drumuri a depus la serviciul rutier Buzău o documentație nouă, o nouă documentație conform indicațiilor pe care le-am solicitat. Se știe faptul că inițial noi am avizat negativ prima documentație, în sensul că aceștia nu au prevăzut semnalizare corespunzătoare prin semafoare sau prin piloți de trafic. Acum această semnalizare este prevăzută pe planșa cu schița rutieră și urmează să o analizăm și iar răspunsul nostru îl vom înainta companiei de drumuri și Inspectoratul General al Poliției Române. În documentele depuse la IPJ, constructorul nu a precizat o dată la care ar dori să demareze lucrările. Pe de altă parte, responsabilii poliției rutiere susțin că pentru a nu se ajunge la blocaje majore în zonă și nu numai, ar fi de preferat ca măsura închiderii circulației pe o parte din podul Mărăcineni să fie luată după Paști. Până în prezent nu a avansat un termen. Termenul general de efectuare a acestor lucrări este de 130 de zile, care este prevăzut în documentație. Noi dorim ca lucrările să demareze undeva după finalizarea sărbătorilor pascale. Din experiența anilor trecut se știe că traficul buzoian de tranzit către Moldova sau local se va tripla, aș putea spune, și automat se vor genera blocaje rutiere majore. Firma care a câștigat licitația urmează să înainteze documentații și către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, încercând să primească un aviz de începere a lucrărilor chiar pentru data de 15 martie. În cazul unei decizii favorabile atât de la CNAIR, cât și de la IGPR, măsura închiderii circulației pe partea de pod pe care se va lucra nu va fi luată chiar pe data de 15, ci doar după ce muncitorii vor amenaja tot șantierul, cu tot cu marcajele și resistematizarea necesare. Da, este o chestiune, zic eu, foarte importantă, domnul Avramescu, pentru că, într-adevăr, decizia trebuie luată foarte, 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 una foarte bună, pentru că altfel riști să creezi Da, mai mult haos se decât. poate sufoca Buzău în această perioadă de Paște. Acum, vedeți, din câte observ eu, această firmă își dorește foarte mult să înceapă lucrările cât mai repede. Nu prea îi pasă de ce se va întâmpla cu Adevărul că cei care ce? circulă pe Păi acest chiar, drum. dar de ce ar Pentru că, interesa? da, teoretic ei își primesc oricum banii pentru lucrare, indiferent dacă se creează sau nu aglomerație în Buzău și pe acest drum. Este poate, cred că nu știu exact, dar este cu siguranță unul din cele mai circulate drumuri din țară, poate chiar cel mai circulat drum din țară. Păi, Este până la urmă, e legătura între Muntenia, e singura legătură. legătura Deci, dintre atenție, singura București legătură, și da. Muntenia și toată Moldova, inclusiv Basarabia. Da, este un drum extrem de important. Și în această perioadă de Paști va fi foarte aglomerat.
Cred că poliția, cei de la poliție, într-un fel s-au legat de o chichiță și au respins prima cerere de avizare. Nu, aceea nu neapărat o chichiță, dar, ci au este a picat bine și legea le-a permis. Așa este, da. Acum, să nu pui semafoare în condițiile în care... Da, acum nu știu ce se va întâmpla în continuare. Dacă a doua cerere este perfectă, probabil vor fi obligați să o aproape. Da, dacă mai găsesc nu poate ceva veni... în neregulă, probabil că o vor amâna din nou. Și bine ar face dacă s-ar întâmpla așa. Nu știu, nu este o chestiune care să depindă doar de voința cetățenilor, din păcate, sau de voința celor de la poliție, care în acest moment coincide cu cea a cetățenilor. Eu sper totuși ca drumul să lucrările să înceapă după perioada pascală. Domnul Avramescu și telespectatori, aici ne avem niște imagini filmate într-un moment în care drumarea a ieșit exact pe partea care va fi reabilitată, s-a stupe niște gropi. No. Da, uitați-vă cu ce consecințe în trafic. Condițiile în care nu era o oră neapărat de vârf, nu era o zi de spre weekend, în niciun caz, era o zi obișnuită, fără să fie sărbătoare, fără să fie absolut nimic. S-au creat niște coloane de mașini atât înspre Mărăcineni încolo, 203K, înspre Râmnicu Sărat, în spate. Blocaj la un moment dat, nu mai putea să circule absolut nicio mașină să avanseze. Aici e de-abia la început așa. Nici nu s-a apucat să rău oamenii de treabă. Asta, repet, atenție, în condițiile în care calea aceea de rulare era deschisă. Dar să ne gândim ce se va întâmpla în condițiile în care numai o singură cale de rulare este deschisă, dus și întors, care să preia tot traficul, tot ceea ce am văzut. Oricum vor fi probleme mari și dacă această lucrare va începe după Paști, dar măcar nu va fi chiar atât de sufocant, pentru că de Paști știe toată lumea că circulația este mult, mult mai intensă. E, ce să facă? Până la urmă, dacă încep lucrările înainte, zicem și noi așa, ca o ironie, o să iasă oamenii din mașină, o să ciocnească ouă, nici nu mai ajung în Moldova unde vroiau. Da. Asta e. Hai, ciocnescu, nu mai dau și la muncitori acolo, într-o pauză de masă. Hai să ciocnim. Și așa mai departe. Nu spun, da. cei de la poliție nu spun degeaba faptul că ar trebui să se dea drumul la șantier după. Ei știu foarte bine ce înseamnă zona de Paști. Chiar au habar. Plus că se poate bloca implicit și zona asta a noastră de hipermarketuri. Că are legătură cu ieșirea. Da, foarte mulți nu au pe variantă și au direct prin Buzău, ceea ce înseamnă tot Bulevardul Unirii se poate ajunge la blocaj. Bun. De la podul Mărăcineni rămânem oarecum în zona asta de infrastructură și de proiecte. O nemulțumire exprimată de președintele Consiliului Județean Petre Emanuel Neagu în legătură cu modul în care sunt făcute procedurile pentru aceste licitații. Nu este pentru prima dată când are o reacție, dar de această dată înțeleg eu că a fost făcută pe un ton așa mai apăsat. Să urmărim material, după care revenim. La conferința de presă prilejuită de semnarea contractului de reabilitare a Consiliului Județean, Petre Emanuel Neagu a răspuns pentru prima dată celor care, de-a lungul mandatului său, au pus la îndoială proiectele anunțate. Mai în glumă, mai în serios, președintele Neagu a vorbit despre drumuri neasfaltate de pe vremea romanilor și le-a cerut buzoienilor să aibă răbdare. Din momentul în care, printr-o întâmplare, prin voința electoratului, printr-o șansă, am preluat împreună cu această echipă administrarea Consiliului Județean, noi nu am avut decât un singur target, să încercăm să dezvoltăm durabil acest județ. Să știți că nimic nu se poate face într-o zi dacă anumite drumuri, să zicem, nu au fost asfaltate nici măcar după vremea romanilor. Vreau să vorbesc despre drumurile care duc spre localitățile de munte, cum ar fi zona Chilii, Căneș și mai departe. Dacă nimeni nu a intervenit acolo de sute de ani, credeți-mă că este pentru prima dată când în acest județ să încearcă să facă ceva acolo. Numai acum un an acest drum de la
Cănești spre Chilii, s-au băgat câteva milioane de euro bune, pentru că sunt zone deosebite, cu alunecări de teren, se întâmplă de fiecare dată, în fiecare primăvară, eu știu, din cauza precipitațiilor să avem probleme. Toată lumea, înțeleg, nu judec pe nimeni, nu arunc cu piatra, lumea are dreptate, nu mai are răbdare. Dar, fără răbdare, să știți că nu putem să facem absolut nimic. De asemenea, președintele Consiliului Județean a vorbit despre implicare și ceea ce ar trebui făcut în prag de centenar. Îmi pare sincer rău și poate că vă supărați pe mine. Bineînțeles că mass media foarte bine a punctat în foarte multe puncte, să zicem, și lucruri deosebite din județ care s-au realizat mai mult sau mai puțin bine. Este firesc să acolo unde greșim ca să fim criticați, dar nu se poate, fără să fim informați, să aruncăm tot felul de informații care apar în presă. Mă doare sufletul pentru că nu dăm, și încă o dată și mi-asum ceea ce spun acum, nu dăm dovadă nici măcar în al 12-lea ceas. Sunt 100 de ani de România, 100 de ani de când România a devenit România mare, adevărată, modernă, și nici acum nu ne știm interesul național să ne dăm mâna toți, indiferent că suntem ONG-uri, că suntem societate civilă, că suntem partide, să facem ceva pentru țara asta. Nu în ultimul rând, Petre Emanuel Neagu a vorbit despre legea achizițiilor publice, care încurcă demersurile instituțiilor de accesare a fondurilor europene. Da. Răbdare, bineînțeles că vrei, nu vrei, trebuie să ai răbdare. E legat de partea și cu achizițiile publice și cu legislația, cum e în momentul de față, și cu faptul că nu poți să acoperi. Avem o legislație foarte prost făcută și, din păcate, noi ne-am făcut-o singuri. Pentru ca să accesezi fonduri europene în alt stat, în Germania, în Polonia, nu trebuie să completezi atât de multe hârtii cât în România. E mult mai ușor să le accesezi. Și atunci ne întrebăm noi de ce nu putem accesa fonduri europene, de ce rămân atâtea fonduri europene pe care noi nu le cheltuim, deși am putea să le cheltuim și ar putea să aibă un efect benefic asupra economiei noastre. Pentru că noi am făcut legislația asta atât de proastă încât în România este foarte greu să obții fonduri europene. Este o problemă care ar trebui să se rezolve la nivel de Parlament. Acum mai fac o paranteză. Sigur, cineva ar zice că s-a făcut o legislație atât de restrictivă tocmai pentru ca prin aceste fonduri europene să nu se fure. Bun, până la urmă trebuie să ne gândim că nu doar în România se fură, s-a furat și în alte state, s-a furat și în Polonia și în Germania și așa mai departe. Dar măcar să intre acești bani în țară și să se construiască ceva cu ei. Nu știu dacă este exact ceea ce scrie în proiect, dar măcar se construiește ceva și în felul acesta economia poate să crească. Trebuie să ne gândim nu doar statul nu trebuie să fie doar un element care îi supraveghează pe cetățeni ca să se comporte și să respecte fiecare regulă, trebuie să fie un element care să încurajeze dezvoltarea economică. Și pentru asta trebuie făcute inclusiv anumite concesii, din punctul meu de vedere. Avem o intervenție telefonică. Bună seara! Bună seara! Vă mulțumim pentru emisiune. Știm că tot orașul e praf, după cum știți bine și dumneavoastră, dar dacă ați avea ocazia să veniți să filmați un pic la micro 14, capătul 7, 8 și 5, la cimitirul Sfântul Andrei acolo, ieșale, e fărâmat complet. De la a intra și pe trotuar, a fărâmat și trotuarul, autobuzele, pentru că nu mai are pun să meargă. Șoferii sunt disperați. Partea cu verdeață nu mai spun încolo spre Irep. Dar dacă puteți și veniți să filmați și intrați un pic și pe străduța aia, noastră, cred că știți, B1, B2, B5, de la stație e o stradă așa de vreo 250 de metri. Da. Știm foarte bine și zona aceasta, o știm foarte bine și pe aceasta, știm și alte străzi care sunt vai de mama lor. Așa este, da. Și știm că pentru, cel puțin în această primăvară, pentru aceste străzi, soluția găsită de primărie este o plombare.
Ce vreau să vă întreb? Vă rog. Dacă ați venit să filmați un pic și printre blocurile astea care v-am zis eu, 250 de metri, la noi mașinile sunt parcate până în bloc. Deci nu se respectă nici aia 5 metri care sunt de verdeață, nu mai vorbim aici, că e jale. Apa e până la glezne întotdeauna la noi aici. Deci dacă ați putea, ați avea un program de făcut foarte frumos. Vă rugăm și frumos totodată pentru aceasta și vă și mulțumim. Mulțumim și noi pentru intervenția dumneavoastră și pentru sesizarea făcută. Și din multe alte zone primim la fel astfel de reclamații. Vă rog, domnul Avramescu. Da, din păcate este o problemă rară în Buzău, faptul că nu este dezvoltat uniform. Putem vorbi despre un centru și de anumite cartiere în care lucrurile sunt cât de cât normale, deși nici acolo nu putem vorbi de un oraș chiar frumos, dar măcar avem străzi, putem să circulăm bine pe acolo. Și mai sunt și astfel de zone care sunt, aș spune eu, chiar calamitate. Evident, din câte știu eu, s-a început cu asfaltarea unor străzi din municipiul Buzău care n-au fost niciodată asfaltate. Dar se pare că problemele sunt foarte, foarte mari și sunt foarte multe zone, în special pe la periferie, care ar necesita investiții majore. Nu știu în ce măsură se vor găsi fonduri în fiecare, în anul acesta sau anul următor, pentru toate aceste zone, dar cred că ar trebui ca această zonă de periferie să fie o prioritate. Nu putem să avem în continuare un oraș în care locuitorii din centru sau din zone privilegiate să trăiască o viață normală, decentă, și alții locuitori care să fie nevoiți să iasă cu cizmele din bloc sau din casă pentru că altfel se umplu cu noroi. Suntem totuși, nici la țară nu ar trebui să mai fie așa ceva la nivelul anului 2018-2019, dar aminte în oraș. Cineva zice așa, lăsați-ne cu asfaltarea la țară, noi stăm în oraș și nu beneficiem de așa ceva de când eram la grădiniță. Acum, ce se întâmplă? De asfaltarea din oraș se ocupă primăria, de asfaltarea de la țară se ocupă mai mult Consiliul Județean și primăriile de acolo. Sunt bugete diferite și instituții diferite care se ocupă de aceste probleme. Nu putem acum să luăm bani dintr-o parte și să-i mutăm în partea cealaltă. Dar, așa cum am spus, inclusiv pe municipiul Buzău, se pare că aceasta trebuie să fie o prioritate. Asfaltarea sau reasfaltarea zonelor afectate de noroi și așa mai departe. Cineva zice așa, vreau să vă întreb de ce nu se desfințează barele pentru covare, dar nici nu le putem folosi, nu vi se pare ciudat? Zice cineva. Chiar așa, de ce nu se desfințează? Probabil că nu s-a gândit nimeni să le ia de acolo. Adică gen cei de la asociație ar trebui să ia măsuri? Cred că cei de la asociații le-au pus, deci ei sunt proprietarii și nu poate veni primăria să ia aceste bare care sunt în proprietatea asociației. Da, primăria poate constata dacă cineva mai bate cu exact fața blocului sau în spatele blocului. Vă mulțumesc mult, doamna Avramescu, pentru prezență și analiză. Vă mulțumesc și eu. Le mulțumesc celor care ne-au urmărit și de această dată. Rămâneți pe Campus TV. În câteva momente urmează o nouă ediție a emisiunii de ale Buzeanului. Magda Ionescu vă așteaptă. Să aveți parte de o seară excelentă. La revedere!